Elegantul hol al Consiliului Județean Hunedoara a devenit pentru câteva zile o galerie de artă sui generis. Ieri, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva a organizat aici, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, vernisajul expoziției de pictură cu tema Credință, Ie și Natură în Artă. Inedit este faptul că lucrările expuse aparțin unui număr de 39 de membri ai Clubului de Arte Plastice Curcubeu și care au urmat cursurile de pictură organizate de Biblioteca Județeană și care din învățăcei au ajuns la etapa celei de-a treia expoziții de grup. Holul de la etajul 1 al Palatului Administrativ al județului Hunedoara s-a transformat în premieră în galerie de artă. Vizitatorii au fost invitați să admire diverse lucrări realizate de membrii Clubului de Arte Plastice Curcubeu în diferite tehnici, precum pictura în acuarelă, pictura în acrilic, pictura în ulei pe pânză, tehnici însușite în cadrul cursurilor de artă plastică organizate de Biblioteca Județeană. Ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara continuă. Mă bucură faptul că președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor a îmbrățișat această idee, astfel astăzi are loc aici, în Palatul Administrativ, în clădirea veche a Consiliului Județean, o primă expoziție de pictură cu pictori amatori. Mă bucură faptul că din cei aproximativ 80 de cursanți, astăzi aici 39 expun picturi. Mă bucură faptul că holul sau Palatul Administrativ al județului Hunedoara sau în Palatul Administrativ al județului Hunedoara au acces nu numai politicieni, nu numai cei care au probleme, ci vin astăzi și oameni care expun și alții care vizitează o expoziție de pictură. E un lucru unicat pentru noi, pentru județul Hunedoara și de aceea mă bucur pentru toți acești oameni care au făcut acest curs la bibliotecă, iar cei 38 care au expus astăzi aici, îi felicit. Îi felicit pe toți cursanții, dar în special pe cei 38 care astăzi au expus aceste picturi excepționale. Pe lângă tehnici și temele au fost variate, de la peisaj la portret, de la alegorii la pictură abstractă, non-figurativă, fiecare artist amator și-a pus amprenta personalității pe lucrarea realizată cu limbajul plastic propriu, adecvat personalității sale. Clubul a adunat la oaltă numeroși iubitori de artă, persoane talentate, cu vădite aptitudini la pictură, peisaj și colaj artistic. Fiecare, după inspirație și talent, a realizat lucrări de o mare diversitate, pe care iată le vedem expuse în jurul nostru. Această triadă tematică, credință, ie și natură, se regăsește în majoritatea lucrărilor expuse, fiecare element al acestei triade fiind filtrat prin talentul, sufletul și fantezia artiștilor amatori. Vă mulțumesc pentru că veniți la acest curs, pentru că sunteți atât de dedicați, pentru că datorită vouă, după un an și jumătate, am reușit să facem ca treia expoziție de grup. O expoziție care numește 137 de lucrări pe care le-ați realizat în 2 luni și jumătate. A fost o muncă titanică. Se vede implicarea, se vede talentul, dorința de a arăta tuturor ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ceea ce poate nu puteți să rămâneți mulțumite. Sunt mândră de voi. Așa cum vă spun de fiecare dată, vă iubesc de fiecare parte și vă mulțumesc. Lucrările ce au fost vernisate în prezența unui numeros public dornic să petreacă momente reconfortante în universul mereu tânăr al artei, cu atât mai mult cu cât ambianța artistică a fost fericită întregită cu minunatele momente muzicale oferite de îndrăgitul Quartet de Coarde Cuore. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 21 iulie.